Eu cred că este mai bine să mai lăsăm o întrebare sau două și să facem niște rugăciuni. Vreau să vă spun, de exemplu, o greșeală care se petrece în bisericile noastre. Simplu. Ne întâlnim la ore de rugăciune și ținem predici. Orele de rugăciune sunt să ne rugăm, fraților. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se roage. Noi nu ne dăm seama câte nevoie avem de rugăciune. De aceea nu ne rugăm. Noi avem nevoie disperată de rugăciune. Avem nevoie disperată de rugăciune. Suntem vai de noi, nu știm cum suntem. Trebuie să ne întâlnim la rugăciune, să ne rugăm. Acasă ne rugăm, în grupe să ne rugăm, ia 2-3 în jurul tău acasă și petrece timp în rugăciune. În comunitate să ne rugăm. Dacă poporul, imaginați-vă, dacă poporul lui Dumnezeu s-ar ruga stăruitor, așa cum trebuie să se roage, ce s-ar întâmpla? S-ar zdruncina lumea asta, s-ar întoarce cu sus în jos. Că Dumnezeu poate să facă printr-un grup de oameni ai rugăciunii lucruri nemaipomenite. Dacă numai o bisericuță s-ar ruga cu adevărat. Treaba e că nu ai ce să le faci. Dacă oamenii nu vor, ce să le faci? Să-i împuști? Adică poți, dar totul nu rezolvi nimic. Dacă poporul lui Dumnezeu s-ar ruga, ar dezlănțui puterile nemărginite ale cerului, ce s-ar întâmpla, fraților? Noi nu ne putem imagina. Ar birui forțele întunericului. Problema nu este a lui Dumnezeu. Problema este a noastră.